vorbi despre... viața! E foarte complicat să trăiești și să încerci să funcționezi. E vorba despre toți oamenii ăștia cu care trebuie să intri în contact. Acesta este subiectul primei părți a piesei, un monolog pe care Isabela Neamțu îl povestește cu umor, stare a actriței care ajunge și în preajma depresiei. Și totul pleacă de la o conservă de ton. Se uita de ceva vreme, citea ingredientele de pe fiecare conservă, de parcă ar fi fost o carte. Una din soluțiile de a fi fericit este să nu te iei în serios, să începi să nu te mai iei în serios. Deci să râzi de tine, să râzi, după aia să mărești cercul, să râzi de cei din jur, cu atenție să nu-i rănești. Și tot așa, de lucrurile care ți se întâmplă, știi, să te amuzi, pentru că luate în serios lucrurile pot părea chiar foarte dramatice. Succesul acestui spectacol stă în interacțiunea actorilor cu publicul. Spectatorii se regăsesc pe alocuri în personajele de pe scenă și reacționează pe măsură. Enorm, e totul, e formula acestui spectacol, asta a fost de la început, să empatizăm cu în momentul fiecarei seri, cu publicul din acea seară și să reușim să-i aducem cu noi. Și e o mare bucurie când simți că vii, merg cu tine, merg mână în mână cu tine și îți urmăresc pașii gândurilor și reacționează viu și se regăsesc și apoi refuză să creadă că se regăsesc. A doua etapă a piesei îl are în prim plan pe Matei Chioariu. De asemenea, un monolog în care tânărul actor ne învață să fim pozitivi, să trăim cu ochii deschiși și să acceptăm societatea așa cum este ea. Eu sunt sursa principală de energie din viața mea. Ar trebui să schimbe ceva la ei, în primul rând, orice ar însemna asta. Ea să schimbe soțul, el să schimbe soția în cazul în care lucrurile nu funcționează, ei să iasă în piață și să urle ce nu le convine, este un protest. Pentru acest rol, Matei a fost desemnat de două ori cel mai bun actor în anul 2013, în cadrul maratonului de teatru independent Bucharest Fringe și la a șasea ediție a festivalului de teatru independent Undercloud. Așa cum cei doi vin pe scenă și își urlă problemele lor personale, care îi rod și îi întorc pe dos, la fel, cred că ar trebui să facă fiecare din această sală, din publicul care vine să ne vadă. Cele două personaje entertainer își expun anxietățile într-un show cu public. Nebunia vinde, așa cum omul dezaxat este clovnul modern. Nu mi-am dorit să fac un spectacol unilateral, în care să fie doar de divertisment, să fie doar de comedie, ci să fie cumva o îmbinare. E un text în care trebuie să te și bine dispui, să te și amuzi și la un moment dat să te și gândești puțin. Cântă, dansează, sparg toate convențiile și implică publicul în spectacol. La toate acestea apelează actorii pentru ca interpretarea lor să nu fie o piesă propriu-zisă de teatru, ci un spectacol, un show care merită să fie văzut. Don't stop me now. If you wanna have a good time.